Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vestea că Simona Halep a căzut un test antidoping a venit ca un șoc pentru societatea românească. Halep este un model pentru România de astăzi, iar imaginea sa e echivalentă cu munca și cu cinstea. Întoarcem pe față și pe dos acest lucru, dar cred că cel mai important este ce vom crede ca societate și ca persoane despre această femeie a cărei prestație publică a fost impecabilă până astăzi. Și o să deschidem dezbaterea imediat. Înainte însă l-am rugat pe publicistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu să prefațeze această discuție a noastră. Bun găsit, domnule Popescu! Vă salut, domnule Striblea! Salut europenilor FM! V-ați cristalizat o ipoteză acum mai la rece, în ultimele 48 de ore. Cu ce gând vedeți această veste? Nu avem ce să mai discutăm despre faptul că în organismul Simonei Halep a existat, chiar și în cantitate foarte mică, această substanță. Asta n-are rost. Am văzut diverse discuții, chiar opinii ale unor persoane importante din tenis, că să caute alt laborator să mai facă un test. E absolut inutil, n-are rost. Tot ce poate să facă Simona este să-și susțină cauza acum în fața Agenției Internaționale Antidrog și apoi să vedem cum evoluează antidoping și să vedem cum evoluează lucrurile și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Ce vă pot spune eu în legătură cu ceea ce am spus? Că nu cred sub nicio formă că Simona Halep a luat în mod conștient o asemenea substanță. Se bazează pe faptul că n-ar avea ce să facă cu o astfel de victorie sau cu astfel de victorii Simona. Simona este un om care e foarte preocupat să fie mulțumit de sine în ceea ce face. Ea chiar a avut o perioadă în care l-a și supărat rău pe Darren Cahill din pricina negativismului ei. Spunea că după ce pierdea un meci nu sunt bună de nimic, nu o să fiu niciodată o mare jucătoare. Deci ea nu, în momentul în care ar câștiga în mod fals cu ajutorul unor astfel de substanțe, e incapabilă să se bucure de așa ceva, e incapabilă să apară în fața oamenilor care o aplaudă, care o iubesc, ea știind că a obținut lucrul ăsta în mod fals. Aș vrea să vă amintesc că atunci cu Serena Williams, după ce la turneul campioanelor, sunt vreo 5-6-7 ani chiar de atunci, după ce am vins-o pe Serena Williams în grupe, în ultimul meci din grupă ar fi putut să nu joace la maximum, să piardă în două seturi, nu mai țin minte care era adversara, dar asta era situația, și dacă ar fi pierdut în două seturi, atunci Serena Williams nu se mai califica în semifinale. Și pentru Simona era drum deschis către câștigare, a ajuns din nou în finală cu Serena Williams atunci, pentru că ea a înțeles să-și apere corect șansele și a pierdut în trei seturi, nu în două seturi, și Serena s-a calificat. Mi-aduc aminte episodul, da. Vă rog? Mi-aduc aminte episodul, e celebru. Aduceți aminte episodul, da. Deci, nu are ce să facă Simona cu astfel de rezultate. Așa este structura ei. Cum s-a întâmplat să ajungă substanța aia în corpul ei, asta n-am de unde să știu, o să vedem, dar cea care trebuie să dea un răspuns în direcția asta este chiar Simona. Ea trebuie să vadă ce s-a întâmplat atunci. Din câte știu, are niște teste precedente momentului în care a fost testată la US Open, are două sau trei teste care erau negative.
Da, în mod evident. Dar e un șoc pentru societatea românească. Îmi dau seama că vă mențineți, adică părerea dumneavoastră despre ea nu e schimbată, dar totuși vestea asta în societatea românească va fi resimțită pe alocuri ca o traumă. Cum credeți că va fi privită de acum înainte? Va fi resimțită fără legătură cu adevărul și cu rațiunea și cu logica acestei situații. Există niște oameni care o antipatizează pe Simona Halep, unii chiar o urăsc, destui, sunt mulți, mulți care se manifestă în acest sens și pentru care nu contează. Ăsta este un prilej să spună despre ea și peste 10 ani, care mă drogata aia? Așa vor proceda. Asta nu se mai poate șterge, indiferent cum vor decurge lucrurile în anchetă. Pentru că așa este opinia publică în România. E și în alte țări, dar eu nu vorbesc despre alte țări, eu nu trăiesc acolo, vorbesc despre România. Există o tendință esențială în poporul nostru și în opinia publică, atunci când e posibil ca în legătură cu o persoană publică să fie valabilă o variantă bună și una rea, există tendința întotdeauna de a fi aleasă varianta rea. Există o dorință de a macula pe cineva care s-a ridicat la niște niveluri înalte de performanță prin muncă și Simona este un exemplu indiscutabil de muncă, muncă, muncă nesfârșită de-a lungul anilor pentru a ajunge unde a ajuns. Deci asta se va întâmpla, răul a fost făcut, nu se va putea șterge pata asta de pe imaginea Simonei, indiferent ce se va întâmpla în această anchetă în continuare. Rămâne cea mai mare sportivă a României din ultimii ani? Nu e cazul să facem astfel de clasificări cu cea mai mare sportivă și a mai departe. Nu. Se pot găsi și alte exemple. Eu știu Cristina Negu, de pildă, nu? Sigur. Care poate să concureze la acest titlu. Curând David Popovici va fi clar un candidat pentru acest titlu, chiar dacă nu chiar este în momentul de față. Deci, cu siguranță, Simona este una dintre marile sportive ale României din toate timpurile și care, asta pot spune că este pe locul întâi, a făcut cunoscută imaginea României în lume cel mai mult. A dus imaginea României în lume, numele de România, cel mai mult în ultimii 7-8, aproape 10 ani. Domnule Popescu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Spor la treabă vă doresc. De aici pornește dezbaterea noastră, prieteni. 0372069599. Vă întreb așa. Cum credeți că a ajuns cel mai cunoscut sportiv român în această situație? Schimbă asta imaginea voastră despre Simona Halep? Și da, poate e și asta de spus. Credeți că sportul de performanță astăzi se poate face fără sistemul acesta de medicamente și dopaj? 0372069599. Unul dintre ascultătorii noștri spune: da, domnul Popescu are dreptate, dar parcă vorbește despre Simona Halep de acum ceva ani. Ar trebui să vorbim de Simona Halep de astăzi. E posibil ca ea, cu sau fără știința ei, să încerce să revină la forma pe care avea, de exemplu, la Wimbledon. Lucica, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit. Nu am autoritatea domnului Cristian Tudor Popescu. E o discuție liberă, nu se poartă. România în direct... Da, îmi permit cu ghilimelele de rigoare să-l citesc.
Nu cred cu desăvârșire că Simona ar fi făcut acest lucru. Sunt un simplu cetățean care am deschis televizorul doar ca să o văd pe Simona. Deci nu mă uit la televizor de cel puțin 10 ani, dar am deschis televizorul atunci când a câștigat titlul, când la unele dintre meciurile ei. Mi-a dat tot timpul senzația de un copil educat, de o familie extraordinară, pe cale de dispariție. Sunt foarte, foarte mulți care îi vor rău doar pentru că sunt invidioși, că e ușor să porți invidie pe cineva, noi care nu suntem în stare să urcăm un bloc cu 8 etaje, gâfâim. Dar de ce copila nu credeți? Adică de ce, de unde chestiunea asta că nu credeți? La Nadal credeți? Nu l-am urmărit atât de mult pe okay. Nadal ca să-mi pot da cu părerea. Pe Simona, în schimb, pentru că ne-a făcut mândri și că a apărut așa cătinel, chiar i-am urmărit meciurile, gesturile, aparițiile și exact cum am spus mai devreme, îmi dă senzația că face parte dintr-o familie extrem de educată și părerea mea este că nu mai avea nimic de demonstrat. A luat locul 1. Nu mai avea nimic de demonstrat nimănui și are o personalitate foarte puternică ca să se raporteze la alții, adică să mai facă ce acum. Nu cred. Și în momentul în care am auzit vestea, mi-am adus aminte de David Popovici, căruia i-am ascultat interviul de acum un an, sau nu mai știu exact, la un podcast al Amaliei Ienache, cu Inima la Vedere, în care a spus că poate pot părea paranoic, poate familia mea pare așa, faptul că mama sa verifică la sânge absolut tot ce mănâncă, tot ce bea, povestea de niște petreceri la care se ducea și la fel avea grijă sau se ducea nu știu unde cu sandwich-ul de acasă. Sunt copii, sunt oameni care fac performanță și fac niște sacrificii enorme. Enorm. Deci, și să le spunem oamenilor asta pentru că atunci când ești sportiv de performanță, o parte din viața ta dispare. Iar chestiunea asta cu mâncarea, oricât de greu ar putea fi de crezut, așa se întâmplă. În cazul lui David Popovici, el nu mănâncă nimic altceva decât ceea ce îi pregătesc oamenii să-i de încredere. Se întâmplă. Tocmai pentru că era teamă că, vă amintiți că și Andreea Răducanu, e adevărat că un sportiv, dacă este dopat, el e vinovat, că nimeni nu ne forțează, doar să ne lege, cineva să ne introducă un aliment sau o substanță. Potrivit legii, el este vinovat, da. Potrivit legii, el este vinovat, dar acel sportiv are în jurul lui un staff, cum a pățit-o și Andreea Răducanu. Eu nu cred că omul ăla, nici nu mai știu exact, știu că ea s-a reabilitat cu ghilimele de rigoare, dar medalia olimpică nu a primit-o înapoi, cineva i-a întins pastila aia. Ăla care i-a întins pastila trebuia să fie conștient și verificată la sânge substanța. Mulțumesc ce tare mult. Pastila respectivă. Da, e o idee. Și dacă cineva din staff i-a întins pastila respectivă? Îmi scrie cineva așa. Copilul meu are 13 ani și face sport la un nivel înalt și de la o vârstă fragedă, dacă are potențial, îi dopează. Adică îi dopează pe acești copii pentru a crește mai repede. Până la vârsta de 16 ani, când încep să fie testați antidoping. Adică ce spuneți că le dă? Hormon de creștere? Ce le dă? Eduard, salut! Bună ziua! Îți prezint o declarație, Eduard. Zice așa, Ruxandra Dragomir, una dintre cele mai mari tenismene ale României. Cine vrea să păstreze pe piedestal un sportiv care trișează, este liber să o facă. Timpul va lămuri dacă Simona a trișat sau nu. Eu o cunosc de 20 de ani și nici mie nu-mi vine să cred că ar fi făcut așa ceva, dar cum mulți nu și-ar fi închipuit niciodată că Sharapova sau Armstrong au făcut-o, sau mulți alții ar putea să fie depistați pozitiv. Dar realitatea a arătat altceva. Ce zici? Pot să spun, în primul rând, personal, încerc să fiu echidistant. Nu cred, mai mult înclinat spre faptul de a nu crede că a fost ceva cu voia ei. Mă gândesc cine ar fi avut interesul de a stricura eventual acest medicament.
nu știu, poate se va specula pe faptul schimbărilor în staful ei dinainte de eu sau când știm că au fost schimbați. Adică la ce te gândești? La o mână criminală, adică cineva care o sabotează, sau la o cerință a staffului care a greșit? E posibil, mă gândesc mai mult la asta. Nu-l cunosc atât de bine pe Muratov. L-am urmărit mai de aproape de întreaga care era cu Dana Cahill. Nu-l cunosc pe Muratov. Nu știu staful lui cum lucrează. Nu, deși am început să-l urmăresc de când lucrează cu ea. Am început să-l urmăresc, dar nu știu nimic despre staful lui. Mă gândesc, îmi pun întrebarea. Cine ar fi avut un interes? Nu știu, în acest sens. Oricum, din punctul meu de vedere, nu pare, nu știu, aș fi surprins ulterior, dovedindu-se să se afle că, nu știu, a fost voia ei și, nu știu. Dar, Edi, în sumă, în aceeași... Ia ascultă un pic. Mesaj de pe WhatsApp 0728 3132. De ce să nu credem că a încălcat regula? Presiunea pe sportiv azi e foarte mare și toți împing la maximum. Nimeni nu ajunge în top doar cu ce a lăsat natura și antrenament. Orice echipă în orice sport are un plan de tratament care urmărește îmbunătățirea performanței în limitele regulamentului. Ce zici? Ai primit răspunsul? Ok. Asta aveam să discut acum, mai trebuie să spun, în legătură cu cantitatea de visată. Atunci să înțelegem că e posibil să fi jucat la limită cu acest medicament? Asta sunt curios și eu să aflu. Dacă a fost o cantitate mică. Și cred că o să ne facem o idee de ansamblu, noi ca și co-naționali, în momentul în care se va pune un verdict final. Cred că acum, pentru mine personal, eu nu-mi fac o părere încă definitivă despre dânsa. Plus că dacă la testele antidoping anterioare a fost ok. Nu știu, n-aș putea să iau laurii pentru toată munca ei, chiar dacă, nu știu, între timp, nu știu, a apărut această greșeală. Ar fi greșit. Mulțumesc! România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Uneori când mă uit la televizor, am impresia asta că sportul de performanță înseamnă a dracu de multă muncă. Foarte multă muncă, niște oameni enorm de talentați și super muncitori, niște oameni care trag de ei ca niște câini ca să obțină lucrurile alea, dar tot atunci am impresia că se mai adaugă ceva în apa lor, că sunt niște super tratamente, niște idei de recuperare și poate încă un pic sunt oameni care fac lucruri uluitoare și care ne fac să plângem în fața televizorului. Uitați-vă la Nadal, care a câștigat un turneu, nici nu mai știu, vara asta, fără să-și simtă un picior, având amorțeli. Și aici, sigur că suntem liberi să punem și să ridicăm tot felul de semne de întrebare. Cât poate să facă natura umană, cât poate să facă creierul uman, că mult ține de creier, dar cât poate să facă și medicina modernă. E exclus să se fi întâmplat asta? Multă lume în mesaje îmi spune de Muratoglu. De ce ar face Muratoglu asta? Pentru glorie, pentru bani? George, salut! Ce spui? George, cred că ești la antrenament, așa. Dacă... Alo, iartă-mă, Cătălin, sunt în trafic, vorba bine, mai mult sunt pe loc. DN1, mai e nevoie să spun altceva, nu. Deci, da. Bună ziua, în primul rând. Ca orice român, de fiecare dată când mă uitam pe Flash Score, mă uitam în primul rând la tenis, ca să vă dați seama unde cât de mult mă atrage acest sport. Și implicit Simona Halep. Când a câștigat Wimbledon, eu eram la un parastaz. Și cu toate acestea, eu am stat să văd. Eram înnebunit. Am trei mari nelămuriri. Nu știu dacă m-auzi, Cătălin. Te ascult, da. Trei mari nelămuriri. Primul, cum este posibil ca ea să fi întrerupt orice fel de legătură cu laboratorul antidoping din România, din București? Nu știu. Pentru că pot să răspund eu la asta. Având un staff internațional, probabil că oamenii aceia raportau către alte laboratoare, către alte instituții, către cel din Franța. Nu le interzice nimeni, nu? Ok, în regulă. Bun, e regulă. Doi, când Cechil spunea, Simona a întrebat de două, trei ori
ce ia, ce medicamente sunt acelea. Acum n-am mai întrebat, nu știu ce s-a întâmplat. Și trei, asta mă doare cel mai rău sufletul, declarația tatălui, care ați văzut ce a spus dimineață. Dom'le, eu mă luam cu toată lumea în piept. Dânsul a spus, nu știu nimic, nu sunt medic. Deci cu alte cuvinte, ce declarație este asta? În loc de susținerea fiicei lui, aici am rămas total surprins. Și îmi pare rău. Păi, atât am vrut să spun. Da, nu știm ce strategie de comunicare are familia, nu știm ce urmează să spună, poate e o judecată destul de rapidă. Cât despre medicamente, mi-aduc aminte acele imagini care au circulat pe internet ani buni, cu Fabio Cannavaro la Moscova, înaintea unei finale de Cupa UEFA, dacă nu mă înșel la data respectivă. Fabio este filmat făcându-i se câteva injecții și el spune în felul următor către medic, ce-mi face aici? Iar medicul îi răspunde, îți fac ceva bine. Adică n-avea grijă că lucrurile arată bine, nu o să se întâmple nimic. Imaginile respective nu erau o probă de dopaj, dar așa circulau pe internet, cu ideea asta, că ia uitați, italienii se dopează. Sigur că și acolo au fost scandaluri mari, dar la fotbal mult mai puține. Dragoș, salut, bine ai venit la România în direct. Eu sunt, da? Da. Bună ziua. Deci, în primul rând, vreau să zic că fac parte din fenomenul sportiv. Sunt antrenor de karate la un copil numărul 1 mondial, mă rog, la junior. M-auziți? Da, te ascult. Da, scuze. Așa. Și avem anual sau, mă rog, avem niște cursuri cu organizate de federație, cu diferiți profesori foarte buni, printre care și Dorel Tocitu, profesor de biochimie. Un tip foarte ok, o legendă vie în așa ceva, chiar și-a dat cu părerea despre acest lucru și ne-a spus următorul lucru. Primii 10 sportivi în orice sport, mai cu bani, să zic ceva de genul ăsta, așa, sunt dopați, se dopează. Asta îi puneți lui vorbe, păstați un pic. Nu. Sunt foarte multe, da. Sunt foarte multe persoane acolo. Ne-a prezentat la curs, da? Chestia. Okay. Da? Și eu, în momentul ăla, l-am întrebat. Atunci era Simona Halep, numărul 2 mondial. Și am zis, și Simona? Nu mi-a răspuns la chestia asta. L-am mai întrebat odată. A evitat răspunsul. Dar a zis, când e vorba de atâția bani, nu poți să lași lucrurile așa la întâmplare, ce ți-a dat natura. Și ne-a zis, era vorba și de Serena Williams. Era după ce Sharapova fusese prinsă. Da, Sharapova a luat meldonium, da, un medicament care ajută inima să pompeze mai mult sânge. Și dacă țineți minte, a fost atunci hackerii ruși intraseră pe niște servere de ăștia. Serena Williams și Venus erau și ele date cu probleme medicale foarte grave, deci ele aveau voie să-și ia acele medicamente. Mă rog, erau vorba despre mai mulți sportivi. Informația e corectă. Da. Sportivi americani care, sub aparenta unei boli de plămâni sau de inimă, aveau un tratament aprobat. Da. Cine a zis, băi, încetați cu mersul în școli sau unde... duceți-vă direct la azil și faceți selecția de acolo, că ăia sunt sportivi adevărați, da? Deci era o discuție foarte liberă cu acest profesor. Acum, v-am zis, fiind în domeniu, vreau să vă zic că o echipă în spate, deci este o echipă foarte puternică în spatele Simonei, nu avea cum o întâmplare, o greșeală, o chestie de asta. E absurd să credem așa ceva, nu există. Nu poți să admiți așa, adică rațional, așa că poți să iei o pastilă ei. La întâmplare. Dar de pastila capul aia nu ei se găsește. De capul Poftiți? Ei să fi luat ceva? Nu, sunt nicio... deci eu nu pot decât să pun aceste lucruri, să vi le spun. Cam ce înseamnă un sportiv de performanță de adevărat. Gândiți-vă, Cristi Chivu, când era la Inter, îmi spuneau
tot așa din preajma lui, băi, el doarme într-o cameră specială ca să se refacă, e ca un cosmonaut. La nivelul ăsta, cu atâția bani la mijloc, nu poți să lași lucrurile la întâmplare. Deci un sportiv din top 10 să facă o greșeală ca asta. Mulțumesc tare mult. L-am întrebat ceva mai devreme pe jurnalistul Radu Naum dacă și-a cristalizat o ipoteză despre acest lucru. De ce pe Radu Naum? Pentru că este jurnalistul care a scris și a vorbit cel mai mult despre cazurile de dopaj din istoria sportului, mai ales în ceea ce privește ciclismul. Iată punctul lui de vedere. Când spui în cantități foarte mici, ești aproape de o zonă de eroare. Pentru că orice substanță genul acesta, orice se găsește în organism, poate fi considerat ca produs dopant de la o anumită valoare în sus. Când spui o valoare foarte mică, sigur deasupra limitei, spui poate că ceva s-a întâmplat în neregulă la un moment dat legat de o substanță. Sportivii au voie, sigur că nu sunt precum călugărițe sau călugării din vechime care nu puteau pune, cum să spun, nu puteau ingera absolut nimic în afară de ce spunea canon. Ei sigur că pot la un moment dat, pentru că pot să iei din tot felul de alimente, substanțe, cantități infime din produse care în principiu ar putea să fie dopante. Ori la un moment dat chestiunea asta te poate duce cu gândul cantitatea mică că era undeva, poate pe fondul unei afecțiuni, poate pe fondul unui tratament despre care nu era nevoie să se facă o autorizație specială și mai departe, și care poate că funcționase până atunci, și sigur că în cazul ăsta n-a mai funcționat. Pentru că toate astea sunt legate de greutatea corpului, de ce se întâmplă, care sunt toate momentele în care ingerezi asemenea substanțe. Adică... Eu spun că s-a întâmplat chestiunea asta, dar în orice caz ceva s-a întâmplat, că aici e povestea. Adică e o ipoteză că lua un tratament medical pe care l-a mai luat și în trecut. Nu știu dacă e vorba despre așa ceva încoată. Poate să fie, poate să nu fie. Habar n-avem. Dar când spune, pentru că ea zice acolo de cantități mici, poate să spun asta și dintr-un motiv sau din dorința de a justifica o chestiune întâmplătoare, da, o absorpție întâmplătoare, dar un asemenea produs, nu-l absorbi întâmplător. E foarte greu. Dacă vreți, exista cazul în ciclismul lui Contador, care a fost quadruplu câștigător de Turul Franței, care a fost testat pozitiv și a spus că a ingerat o substanță din zona, cred că, hormonilor de creștere sau unei substanțe asemenea grele, dintr-o friptură de vită, că vita aceea fusese crescută cu niște hormoni și că de acolo a luat. Și a fost acceptat cazul ăsta. Asta se poate întâmpla, chiar dacă nu toată lumea l-a crezut, evident, pe Contador. Dar era admisibil, că era o chestiune admisibilă. În zona asta nu poți să iei dintr-o friptură, așa ceva. Nu poți să iei dintr-un aliment oarecare. Sau, cel puțin, din tot ce am auzit, nimic nu a dat de înțeles așa ceva. Sigur că în continuare așteptăm explicațiile, dar poate să fie vorba și despre așa ceva. Poate să fie, în orice caz, în toată povestea asta, e vorba de un delict undeva, în sens sportiv. Adică evident. Nu e un accident. Nu mi se pare că poate să fie un accident. Nu, sau dacă este unul, e ceva la care nu ne gândim niciun dintre noi, și există și posibilitatea asta. Întotdeauna trebuie să lăsăm ușa deschisă unei posibile explicații pe care noi nu ne-am gândit, mai că ea trebuie să fie plauzibilă. Asta așteptăm cu toții. Radu Naum este jurnalist la DigiSport. E rândul lui Robert să vorbească cu noi. Robert, salut! Salut, Cătălin! E un delict aici, asta e clar. Un delict în sensul că nu puteai greși cu așa ceva, adică n-o prinzi de pe stradă. Ce înseamnă pentru Simona Halep asta, din punctul tău de vedere? Adică schimbă imaginea cu ceva? Nu, din punctul meu de vedere nu ar trebui să schimbi imaginea cu ceva, mai ales că acum e puțin de vreme să tragem concluzii, pentru că nu avem informațiile toate corecte puse cap la cap. Ideea e în felul următor. Consider că pentru noi, ca nație, chestia asta și subiectul ăsta reprezintă un test. Pentru că așa ne dăm seama cât de ușor ne lepădăm de cineva în care am crezut, în care am dorit să credem, în care ne-a reprezentat și ne-a făcut o imagine a României peste tot,
la nivel mondial. O imagine bună a noastră. Cât de ușor. Abia așteptau. Dacă te uiți pe internet și citești comentariile, 80% sunt cu hate. Este imposibil și inadmisibil așa ceva într-o țară educată, la primul zvon și nici măcar să nu deții informațiile corecte și suficiente, să vii să arunci, să fii ăla care spune, da, dule, v-am zis eu. Informația e clară și cred că nu lasă loc de interpretări, adică e o substanță interzisă, nu a ajuns acolo întâmplător, e prima bănuială, nu? Adică nici măcar bănuială. Și testele COVID. Unul ieșea pozitiv, două negative. Trei pozitive, patru negative. N-aș introduce această... Putem să ne bazăm în ele? Da, sunt două probe potrivit legii și proba A și proba B. Sunt contaminate. Substanța există. Hai cam din vreme să aruncăm cu hate. Sau să ne schimbăm părerea. Nu aruncăm cu hate, dar, sigur, vorba Ruxandrei Dragomir. Dacă, cum zice doamna Dragomir, cine vrea să păstreze pe piedestal un sportiv care trișează, este liber să o facă. Da, da, e o părere cam de vreme apărută. Nu putem să-l aruncăm de pe piedestal. Tu cum zici? Nu, nu-i dăm deoparte munca, nu-i dăm deoparte munca? În niciun caz. Dar când aceasta... a fost locul 1 mondial, a fost testată și nu era dopată. A fost testată de 100 și ceva de ori înaintea acestor teste. Singurele din cariera ei care ridică semne de întrebare. Singurele. A spus o doamnă mai devreme, o doamnă simplă, dacă ea, în momentul în care a fost numărul 1 mondial, nu a fost dopată, ce interes ar avea să fie acum? Cineva răspunde pe WhatsApp să ajungă din nou numărul 1 mondial. Dar nu, cred că nu intenționează asta să ajungă numărul 1 mondial. Cred că vrea doar să aibă satisfacțiile ei personale. Deja au arătat ce poate să facă, fără doping. Da. Acum, eu cred că e o problemă, e o chestie, oamenii trebuie să aibă în vedere și să vadă, dom'le, e o fată care ne-a reprezentat la nivel mondial, nu putem să ne lepădăm așa, azi, mâine nu mai e, pentru un simplu zvon sau pentru că nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Cu siguranță, ea nu ar fi luat. Te apropii periculos, Robert, de Zicala, știți ce am făcut eu pentru România? Nu cred că nici nu a spus Simona niciodată. Nu, dar tu te apropii periculos de ea, pentru că așa o să-mi spui în curând că și Ilie Năstase a făcut niște lucruri extraordinare și de acum îi iertăm toate lucrurile de la bătrânețe. Acolo e discuții, e altă discuție. El ca sportiv a avut niște realizări, ca persoană fizică a avut alte eșecuri. Mm-hmm. Sunt discutabile lucrurile astea. Aici discutăm pe plan profesional de Simona, nu personal. Că și ea, personal, are eșecurile ei, clar. Eu te pun la încercare aici, da? Deci, te pun la încercare pentru că noi trebuie să ne clarificăm lucrurile ca societate. Dacă într-adevăr se admite că a greșit și explicațiile vor spune, știți, staful mi-a zis, am făcut, am dres, am luat din greșeală, ce o să zici atunci? Cum trebuie să privim situația asta? E o greșeală scuzabilă, n-a omorât pe nimeni, n-a făcut nicio infracțiune, n-a comis nimic, ok, va suporta consecințele ca un sportiv de renume ce este și va merge înainte, nu va avea alternativă. Însă noi, ceilalți, care ne-am bucurat pentru succesul ei, nu putem acum să spunem, băi, m-am bucurat degeaba, am avut emoțiile și trăirile alea degeaba, pentru că, uite, asta, de fapt am fost înșelați. Nici vorba asta. Eu cred tot timpul că bucuriile noastre au fost corecte și concrete și la locul lor și toată lumea a sprijinit-o cu drag și o va sprijini în continuare mult mai multă lume. Mulțumesc! O vedea în continuare cum va reacționa, pentru că se vede și când pierde sau când greșește. Ce... E o fire foarte ofticoasă. Ce este... Ce este, mulțumesc mult, ce este important e să auzim explicațiile sale publice. România are nevoie de aceste explicații publice și suporterii săi de pe alte plaiuri, cu siguranță. Deci trebuie ca aceste explicații să vină și să fie acceptabile în forma în care vor fi livrate. Vă mai amintiți de cazul lui Djokovic în Australia? Până și președintele țării a ieșit să-l susțină, chiar dacă lucrurile erau mult mai clare decât cazul Simonei. Iar noi deja aruncăm cu noroi în ea. Rușine, nu înțeleg ultima parte a mesajului. Prima parte e interesantă. Adică, da, așteptați la ceva de la domnul Iohannis. Constantin? Salut! Alo! Te ascultăm, Constantin. Vă salut, bună ziua! De unde să încep? Cred că dacă am stat să comparăm faptul că s-a găsit ceva foarte puțin în corpul Simonei
Și mi se pare că când zici un jucător l-a găsit dopat, uite ce a făcut, ce performanță s-a ajuns aici, că s-a dopat, înseamnă că este dependent de acel ceva și a ajuns acolo acelui ceva. Și atunci, nu știu, aș întreba sau aș, hai zice, nu o să dau numele unui fost mare jucător internațional care făcea, da, voit. Deci se ducea și, și sunt care fac asta în cunoștință, da? Se duc și o fac poate constant. Aici e, nu știu, cred că e o speță la speță. Dar e de nuanțe, e ceva finuț. Nu știu dacă... Întrebarea pe care ți-o pui tu este dacă Halep n-a făcut asta niciodată, de ce ar fi făcut-o acum, nu? Că bănuiesc că asta e esența acestei chestiuni. Asta pe de-o parte, de ce a făcut, pentru că răspunde. Expunerea e enormă, indiferent, nu știu, din ce motiv s-a întâmplat asta, dar... era dependent de așa ceva, adică face asta în mod regulat și a ajuns aici, ăla e un om care e dependent. Nu e niciun caz de dependență, adică... Da, sau s-a întâmplat dintr-o, nu știu, problemă tehnico-tactică, ceva s-a întâmplat. Îți schimbă asta părerea despre Simona? Poftim? Îți schimbă asta părerea despre Simona? Nu, aici e un sistem întreg. În ce sens? Explică-mi, că asta e interesant. Adică tu crezi că Simona e o victimă a unui sistem medical și sportiv care trăgea de ea? Cred că pot apărea erori. Cum ai descrie asta? Adică ce îmi spui? Că la sportivii de înaltă performanță, sistemul le administrează tot felul de lucruri și uneori se mai gripează mașina, dă eroare sau se împrinși. Nu, dar cine a prescris medicamentul sau medicamentele, nu știu dacă a fost o singură pastilă sau a fost probabil pe o perioadă de câteva zile, trebuie să luăm astea pentru, nu știu, pentru ce, să respirăm mai bine. A comis o eroare atunci. S-a întâmplat să... Să greșească duzi. Să nu fie pe fază la una dintre substanțele astea chimice. Da. Și de aici, da, de la o chestie de asta, trebuie să, nu știu, eu aș merge acum la comisii, pentru că comisiile, două comisii, am înțeles, care de fapt tranșează, vor tranșa situația asta, o parte sau altă, sau mai rău sau mai puțin rău. Și cred că m-aș duce în locul Simonei și aș spune exact sinceritate tot ce s-a întâmplat și ce om este și să decidă până la urmă... Da, ea va face un set de declarații. Sistem, un sistem aici. Se va duce în fața judecătorilor de la agenția antidrog, va prezenta cazul, cum s-a întâmplat și în funcție de mai multă sau mai puțină bună credință sau rea voință aici, vor fi luate... măsuri. Un an, doi, poate mai puțin, de suspendare. În orice caz, ancheta va trebui să arate o poveste cât se poate de plauzibilă. Adrian, salut! Salut! Eu aș vrea să mă leg un pic de începutul emisiunii, care spuneai tu că Simona este obligată și trebuie să ne răspundă nouă și așa mai departe cu lucruri. Sunt sportiv de performanță, am fost sportiv de performanță, nu e obligată să ne răspundă cu nimic. Sportul pe care l-a practicat, l-a practicat pentru că și l-a dorit. Toți cei care merg la tenis pe teren, merg pentru că le place sportul. Sportivul nu le e dator cu nimic. Am înțeles. Ce interesantă e mentalitatea voastră. Zici că ai făcut sport de performanță. Nu simți nicio obligație față de oamenii care au venit în tribună să te susțină? Absolut nu. Nu? Nu. Când te aplaudă... Sportul pe care când... l-am făcut că mi l-am dorit. Da? Am muncit pentru performanțele mele. Iar oamenii vin pe terenul de tenis sau pe terenul de basket pentru că le place acel sport.
Nu le este dator sportivul cu nimic. Cu nimic. Eu nu le este dator sportivul. Nu te simți cu nimic dator oamenilor din galerie, copiilor care te-au însoțit. Trebuie să vă obișnuiți și voi cu mentalitatea asta. Ai spus că Simona îți este datoare să-ți răspundă cu ceva. Da. Nu știu cu ce ți este datoare. Nu, încă o dată, tu când te sui acolo a pe... numărul unu mondial. Când te duci pe teren acolo, tu nu mondial. Simți că ai o responsabilitate față de club, de societate, de orașul respectiv? Să înțelegi raționamentul. Simona a fost numărul unu mondial. Da. Și a câștigat această performanță nu prin un aport pe care l-ai adus tu, eu sau altcineva, ci pur și simplu natura ei de luptătoare și de sportivă a dus la deci îndeplinirea acelui societățile obiectiv. Societățile n-au niciun fel de contribuție la chestiunea asta. Din punctul meu de vedere, nu. Ea, dacă se află într-o poziție și a câștigat-o datorită muncii, să stea să o judece acum cineva care n-a făcut niciodată sport de performanță, care nu știe ce înseamnă. Dar de ce nu joci, meștere, cu tribuna goală? Și așa mai departe. De ce nu joci cu tribuna goală? De ce n-ai jucat cu tribuna goală? Trebuia să le spune, păi, plecați. Păi, dar se întâmplă să joci și asta cu tribuna goală. Trebuia, da, data viitoare, când intră pe teren, spune-le, plecați, mă, de aici. Dar nu trebuie să spună ea asta. Că nu, spune tu, că eu vorbesc de tine, că asta e părerea ta. Ea n-a spus niciodată că nu e datoare oamenilor de aici. De ce nu spui tu? Nu, dar tu ai spus că ea este datoare. Ce datoare ție să-ți dea explicații? Nu înțeleg cu ce ți-e datoare. Cum să nu fie datoare momentele în care o întreagă societate a susținut-o, a susținut-o și prin cumpărarea de bilete și cu timp... Nu, pentru că a dorit societatea respectivă, dar n-a cerut-o. E o simbioză. Nu puteți exista în afara societății. Nici tu în basket, nici ea pe terenul de tenis. Astea sunt lucruri care nu se pot, da, nu există unii fără alții. Simbioză, dar nu, și dar nu se exprimă prin îndatorire. Dom'le, îmi pare foarte rău că tu, ca sportiv de performanță, nu crezi că ai nicio responsabilitate față de oamenii ăia din galerie, atâția ani cât ai făcut sport. Vă garantez că un sportiv, când se accidentează la un antrenament, da, nu vine nimeni, da. Când rămâne fără piele pe tălpi la un sunt antrenament, convins, da. Luni, lăsați-mă să vă zic și eu ceva până... Hai fără să terminat emisiunea asta. Nu vă convine. Păi e adevărat, dar păi asta e viața. Asta e viața. Când bine. Rămâne fără piele pe tălp la antrenament, dumneavoastră nu mergeți să-l susțineți. Se repară singur. Mulțumesc mult pentru punctul tău de vedere. Da, emisiunea asta s-a încheiat de vreun minut, dar îmi pare rău că un sportiv de performanță gândește așa. Oare sunt mai mulți care gândesc așa? Da, îi punem punct aici, azi. România în direct se încheie așa. Spor la treabă vă doresc. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.